Un bărbat de 30 de ani din Horia a fost găsit pe podul care traversează râul Moldova în localitatea Horia, cu un șnur în jurul gâtului, având intenția de a-și pune capăt vieții. Norocul a făcut ca un polițist și un jandarm care patrulau în zonă să intervină rapid și să evite o tragedie în ultima clipă. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Roman au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că un bărbat intenționează să se sinucidă în zona podului care traversează râul Moldova, în afara localității Horia. La fața locului au fost direcționate patrule din cadrul Poliției Municipiului Roman și secției de poliție rurală Dulcești. În zona de ieșire de pe podul rutier ce traversează râul Moldova, patrula formată din agent șef principal de poliție Cănărău Ioan din cadrul Poliției Municipiului Roman și sergent major Căuș Gabriel din cadrul grupării mobile de jandarmi Bacău au identificat persoana în cauză, un bărbat de 30 de ani din localitatea Horia, care prezenta semne vitale. Cei doi au așezat persoana într-o poziție sigură, tăind șnurul cu care acesta se spânzurase. Polițistul care l-a împiedicat pe bărbat să-și pună capăt zilelor a mai dejudecat și alte tentative de sinucidere. În trecut a convins o femeie să nu se arunce de la etajul 4 unei clădiri. Ieri am fost de serviciu împreună cu un jandarm din cadrul grupării de mobile de jandarm Bacău. La un moment dat am primit prestația un apel să ne deplasăm urgent în zona podului Moldova, pentru că cineva a sunat la 112 și a spus că un bărbat s-a spânzurat sub pod. Am ajuns în foarte scurt timp și am găsit pe partea dinspre localitatea Horia, sub pod, un bărbat care avea legat de gât un șnur mai gros. Am reușit să-l salvăm, să-i tăiem șnurul. Între timp a ajuns și un echipaj zbor. Echipajul medical sosit la fața locului a preluat victima, aceasta fiind transportată la Centrul de Primiri Urgențe Roman pentru acordarea îngrijirilor medicale. Se pare că bărbatul era în stare de ebrietate, iar la spital a refuzat internarea.